Am revenit în bucătărie aici unde Cristina Dorobanțu cred că e pregătită să vă spună ce secret are ea, dar eu știu că sunteți foarte multe dornice să aflați și despre starea ei de spirit pe care o are, pentru că eu cred că nu poți să arăți atât de bine decât dacă nu ești bine tu cu tine. Am dreptate oare, Cristina? Mă întreb dacă sunt fericită. Știi cum e cu fericirea? E relativă ca și timpul, știi? Câteodată simți că ești în al nouălea cer, iar câteodată simți că totul se prăbușește. Dar asta nu înseamnă că nu ești fericit în adâncul sufletului tău. Da, sunt bine. Am o perioadă în care sunt bine și, culmea, m-am îngrășat puțin. Dar... reușesc să dau kilogramele jos, pentru că tocmai urmează să vă spun secretul. Da. Stai să le spun eu mai întâi rețeta, care este foarte simplă. Nu știu dacă tu, Cristina, consumi așa o rețetă din asta combinată, cum am făcut eu. Am o salată, am semințe de pin, am semințe de migdale crude, am făcut niște ardei capia copți, niște brânzică, semințe de susan și aici am ce îmi place mie foarte mult, o dulceață de aronia care îi dă o savoare specială preparatului meu pentru că îi pune pe brânză. Imediat pregătesc și tu abia aștept să ne spui secretul. Sigur, îl spun. Cum e viața ta de zi cu zi și cum te gândești tu atunci când, uite, zici că ai pus 2 kg? Măi, de când am revenit din Turcia, viața mea este destul de ușoară. În sensul în care, dacă înainte mă împărțeam între aeroport, casa părinților, casa mea din București și așa mai departe și studiourile din Turcia, evident, acum mi-am găsit cumva liniștea. Mi se pare că am foarte mult timp liber. Aproape că... Apropo de ce vorbeam, că timpul e relativ. Adică ai timp cât să te ocupi de tine și da, de tot ce-ți dorești tu. Da, da, dar să știi că când vine vorba de ceea ce îmi doresc și de mine, chiar dacă am avut proiecte mari, chiar dacă am avut perioade în care am fost extrem de aglomerată, m-am ocupat. Nu uit niciodată de mine, nu uit niciodată să mă aranjez. Eu aș puncta aici și aș spune că eu cred că asta e unul din secretele Cristinei, că nu uită de ea niciodată. Noi oamenii uităm de noi de foarte multe ori și ne preocupăm de tot ce e în jurul nostru, mai puțin de noi. Și asta, să știți că dacă faci cum face Cristina, să te ocupi de tine, nu înseamnă egoism. Deloc, deloc. Chiar le recomand celor din jur. Am fost foarte fericită fix astăzi. S-a întâmplat un lucru minunat. Zilele trecute m-am văzut cu o prietenă care, mă rog, trece printr-o perioadă mai grea și am sfătuit-o așa ca între fete să încerce să se aranjeze. Nu că ar fi nearanjată, dar, mă rog, uitase de ea, așa cum am spus mai devreme. Și am văzut-o astăzi și am spus, ești superbă, și mi-a zis, îți mulțumesc pentru tot. Am fost extrem de complimentată astăzi, lucru care m-a ajutat enorm. Îmi place să le ofer celor din jur sfaturi și îmi place să văd oamenii fericiți. Pentru că în felul acesta mi-au și eu doza de energie și am o stare bună. Stai să mai punctăm un pic. Asta e al doilea secret. Ia uite câte secrete se avea. Când vezi fericire pe ochii celorlalți, înseamnă că și în interiorul tău este multă fericire, pentru că nu poți să vezi fericirea decât dacă o cunoști. Și eu cred că ți-ai cunoscut-o. Și o cunoști în continuare, nu? Nu? Îți spun secretul? Da. A, deci... Ce că până la urmă... Nu e... Nu. Acum vorbesc despre dietă. Sport fac, pilates fac de 2 ori pe săptămână de 6 ani. Ceea ce este extraordinar. Recomand pilatesul ca o formă de mișcare foarte eficientă pentru orice perioadă a vieții, pentru că îți dă acea flexibilitate, dar și forță de care ai nevoie. Pilates deci și mănânc puțin și des. Destul de mult, în sensul în care cantitativ, la sfârșitul zilei e ceva, dar dacă te gândești la mese, mănânc dimineața puțin, apoi după vreo 2 ore, dimineața la mine înseamnă 8:30, după 2 ore din nou, după vreo 3 din nou și așa mai departe. Și uite, reușesc să nu mă îngraș. Nu știu dacă mă bufnește râsul, știi de ce?
Pentru că din ce în ce mai des aud că toată lumea ține fasting. Da, și eu am auzit. Ei, vreau să vă spun că există persoane pentru care fastingul nu funcționează. Eu sunt una din acele, tu înțeleg că la fel. Mie îmi trebuie să mănânc din 3 în 3 ore sau din 4 în 4 ore și în felul acesta am metabolismul foarte accelerat. Asta să fie secretul tău? Da, eu așa zic. Acum l-am împărtășit cei ce vor să țină cont și să încerce, să încerce și să ne scrie pe rețelele de socializare dacă a funcționat. Altceva nu am să spun, cu toate că uite, mă trag dintr-o familie în care ambii mei părinți sunt operați de gastric sleeve. Și de fiecare dată când pun 2-3 kg pe mine, trebuie să recunosc că mă sperii. Mă sperii, nu-mi priește, mi se pare că nu... Na, ca fiecare, noi fetele ne dorim să fim slabe. Mi se pare că nu-mi stă bine, mi se pare că, mă rog, mă alint. Dar, pe de altă parte, ți-am spus, nu e niciodată de mine și în măsura în care pot, îmi ofer mie tot ceea ce îmi doresc. Extraordinar. Mie mi se pare un lucru de care ar trebui să țineți seamă și să-l și aplicați. Atunci când îți pasă de tine, este respectul pe care tu l-ai și pentru cei din jurul tău. Pentru că dacă tu ești bine cu tine, normal că vezi în jurul tău doar bine și poți să-i ajuți pe ceilalți, poți să le dai sfaturi, așa cum ne dă astăzi Cristina, și îți mulțumesc tare mult și că ai destăinuit celor care ne privesc acum. Eu îți spun că ți-am pregătit, uite. Pentru asta îți mulțumesc enorm. Uite cum arată. Se prepară foarte repede. Vă recomand ca o salată, fie că vă gândiți la mic dejun și lângă puteți să puneți voi, dacă vreți, ouă, ochi sau ce vreți voi. Poate să fie la prânz sau la cină, dar important este să aveți în minte că trebuie să faceți cu bucurie, așa cum am făcut-o eu alături de Cristina. Am combinat acolo cu bucurie. O să vă repet rețeta, este foarte simplă, salata ambalată, am copt niște ardei, niște fulgi de migdale crud, niște semințe de pin crude, semințe de susan, am pus un pic de brânzică pentru că avem nevoie de proteină și dulceața aceasta de aronia, care mie îmi place foarte mult și dă un gust special în combinație cu brânza ușor sărată. Nu știu dacă pentru tine asta este mic dejun, prânz sau cină, dar poate să fie, să știți, cumva pregătită și savurată pe parcursul întregii zile. Îți mulțumesc tare mult pentru că mi-ai gătit astăzi. Când vine vorba de gătit, sinceră să fiu, nu mă pricep, dar în măsura în care pot, îmi achiziționez și eu lucruri sănătoase, precum salata și fulgii de migdale. Consum mâncare sănătoasă, mă mai apucă câteodată. Da, și, asta da. Vreau să te întreb și sunt sigură că cei care ne privesc acum își doresc să afle cumva răspunsul la întrebarea asta. Mai ai și tu poftă de dulce și nu te poți abține și mănânci? Care-i dulcele care nu-mi place? Plac dulciurile absolut deloc, poate wow. Doar ciocolata cu lapte și alune. În schimb, îmi place fast food-ul enorm. Adică aș da oricând orice pentru fast food. Aș vrea să mănânc toată viața la fast food. Dar asta nu înseamnă că mănânci. Nu, foarte des. Rar, da. Deci dacă mai aud fetele astea că mai mănânci și fast food și arăți și așa, o să zică, cum? Se da, poate? Și am și 32 de ani, adică nu mai sunt nici eu la 20. Da. Să știți că eu cred că energia Cristinei e cea care îi dă cumva și subțirimea. Știi ce ți-am pus? Să ciocnim. Suc de rodie. Suc de aronia și rodie și asta că vreau să ciocnim sănătate să avem. Sănătate. Pentru că sănătatea pleacă din ce faceți voi în fiecare zi la multe capitole și sunt sigură că un capitol foarte important este și somnul. Așa e, da. Eu am băut. Și vreau să-mi spui despre somn. Somnul tău este acela de înainte de ora 12, ești în pat și te trezești la ora 8 sau? Nu, din păcate am o problemă foarte mare legată de somn. Chiar vorbeam pe rețelele de socializare cu cei din jur. Se pare că nu este doar problema mea, se întâmplă în foarte multe cazuri, am insomnii. Mi-e foarte greu să dorm, dorm undeva la 3-4 ore pe noapte, wow. Întrerupt, nu sunt ok din acest punct de vedere, dar, mă rog, sunt zile și zile. Am descoperit un ceai care mă mai ajută, adorm destul de târziu,
deja ajung în unele zile, nu știu, să fie 8 seara și să-mi doresc să dorm, dar psihic nu pot să o fac pentru că mi se pare mult prea devreme. Da. Eu vă dau un truc, poate ți se potrivește și ție. 4-7-8. Ce înseamnă asta? Că 4 timp inspiri, așa când te pui în pat, știi? Și ești în starea aia de înainte să adormi, inspiri 4 timp. Menții 7 și apoi expiri 8 timp. Și cumva îți focusezi atenția pe respirație și în felul acesta mintea se eliberează de gânduri. Pentru că atunci când ai insomnii, de regulă ai și gânduri multe și nu reușești probabil să te deconectezi de la gândurile pe care le ai și este cumva o metodă care la mine funcționează, nu știu dacă la voi să funcționeze, dar puteți încerca, e foarte simplă. Deci încă o dată inspir 4 timp, expir 7, nu, menții 7, menții și 7. Expiri 8. Am ținut minte. Da, pentru receptivă, că receptivă când vine vorba de sfaturi. Da, pentru că în felul acesta ți-am spus, îți liniștești mintea. Deci astăzi am înțeles eu așa de la Cristina, care are cel puțin 3 secrete. 1. Că se iubește pe ea și are un respect mare pentru ea. Ea e pe primul loc și e bine să fiți așa și ne-am spus de ce. 2. Are grijă și de cei din jurul ei. Și 3. Are o alimentație cumva echilibrată și mănâncă des. Mănânc, și în felul da. Acesta ai un metabolism alert. Da. Super. Fix așa. Dacă și vouă vi se potrivește ce ați aflat astăzi, aplicați. Eu îți sunt recunoscătoare, am un cadou pentru tine. Îți mulțumesc tare mult. Sunt produse pentru îngrijirea feței și vă spun eu că cel mai important lucru din punctul meu de vedere este să vă bucurați de fiecare clipă și să trăiți fiecare moment. Este important, așa cum am făcut și eu astăzi alături de Cristina. Îți mulțumesc tare, Cristina. Mulțumesc și eu. Mulțumesc. Și vouă vă mulțumesc și vă aștept și săptămâna viitoare la emisiunea Sport, Dietă și o Vedetă. Să aveți o zi minunată! Mă bucur tare mult că am reușit să iau parte astăzi la emisiunea Sport, Dietă și o Vedetă. Avem foarte multe lucruri de învățat de aici. Îi mulțumesc Florentinei pentru că mi-a acordat din timpul ei și sper să o urmăriți în fiecare sâmbătă pentru că aveți cu siguranță ce învăța de la ea.